Vă invit cu respect să vă ridicați. Și pentru cei care aveți Scriptura la dumneavoastră, să le deschidem la Cartea a Doua Împăraților, capitolul 5. Și voi citi de la versetul 9, pagina Sfintei Scripturi, traducerea Cornilescu, 393. Doi Împărați, capitolul 5, versetul 9. Naaman a venit cu cai și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol: du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând: eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Dar slujitorul lui s-a apropiat să-i vorbească și au zis: părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus, scaldă-te și vei fi curat. S-a coborât atunci și s-a cufundat de 7 ori în Iordan după cuvântul omului lui Dumnezeu și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățat. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis: iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Amin. Vă invit să vă reașezați. Permiteți-mi o binecuvântare pentru mine în această dupămasă să fiu în Biserica Domnului Emanuel din localitatea Lindau. Dumnezeu m-a binecuvântat să ajung în zilele acestea, cum se spunea, în Germania. Noi toți suntem obosiți, dar în slăbiciunile noastre, cel care ne întărește este Domnul. Slăvit să fie Domnul! Vă aduc salutări sfinte de la Cluj, de la Biserica Betania, pe care o slujim pentru vremea aceasta. Salutul bisericii noastre este: Maranata, Domnul nostru vine, că noi toți îl așteptăm pe Domnul Iisus să vină. Slăvit să fie Domnul! De asemenea, din partea familiei noastre, Dumnezeu m-a binecuvântat cu 9 copii, avem 6 căsătoriți, 13 nepoți, avem 30 de persoane în familie și vă aducem salutări sfinte pentru familiile dumneavoastră, Dumnezeu să le binecuvinteze. Și mă bucur alături de cele 3 familii care în această zi au copiii îmbrăcați în haine albe pentru această zi a biruinței și spunem: slăvit să fie Domnul! Spuneam și azi dimineață, am trăit emoțiile acestea cu fiecare dintre cei 9 copii pe care Domnul ne-a dăruit atunci când s-au îmbrăcat în haine albe să mărturisească credința lor. Înțeleg ce înseamnă împlinirea din această zi. În spatele a ceea ce noi vedem au fost multe rugăciuni, au fost probabil zile de post, au fost strigăte către Dumnezeu, Domnul a ascultat rugăciunea și astăzi cei 4 sunt gata să încheie legământ cu Domnul și să spunem încă o dată: Dumnezeu să-i binecuvinteze. Pentru după masa aceasta, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să citesc un pasaj din Vechiul Testament, un pasaj cunoscut de mulți dintre dumneavoastră, care ne vorbește despre un ministru al apărării, un mare general de oști. Biblia ne spune că omul acesta era tare și viteaz și avea mare trecere în fața împăratului care conducea cel mai mare imperiu din vremea aceea, Imperiul Sirian. Omul acesta de fiecare dată când mergea la luptă avea biruință. Avea mare izbăvire în ceea ce făcea. Datorită reușitelor lui, datorită performanțelor lui militare, profesionale, avea trecere la împăratul și era într-un fel prieten cu împăratul. Numai că sub epoleții aceia, sub gradele acelea, sub hainele acelea speciale, pe care le îmbrăca atunci când mergea la luptă, atunci când mergea la locul de muncă, atunci când mergea în societate, undeva sub hainele acelea se cuibărise o boală. O boală
nemiloasă, o boală incurabilă care este numită lepra. O boală care în vremea aceea nu avea vindecare și o boală care în vremea aceasta nu are leac de vindecare. În una dintre incursiunile militare, probabil din fuga calului, luase o fetiță. O fată care se gândea el va prinde bine soției lui ca să-i fie slujnică, că tot el era foarte mult plecat. Fata aceasta, fiind destul de mare, nu știu cum o chema, dacă era scris în Biblie numele ei, la una dintre cele 5 fete ale noastre i-aș fi pus numele acestei fetițe. Când și-a dat seama că stăpânul ei are camera lui, are patul lui, are masa lui, este izolat de familie, când a realizat că este bolnav de o boală incurabilă, în loc să se bucure de nenorocirea dușmanului care o luase de lângă mama, de lângă tata, probabil din corul de copii, probabil din orchestră. Felicitări pentru orchestră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu din toate formațiile care cântă în biserici, iubesc cel mai mult orchestra. Știți de ce? Pentru că atunci când eu m-am căsătorit cu Luminița, era foarte tânără și eu eram tot tânăr, ea cânta în orchestră. Am încercat și eu să ajut puțin pe acolo, pe la acordeon, mai mult le-am încurcat decât le-am descurcat, dar Dumnezeu a avut pentru mine o altă chemare și lăudat să fie Domnul. De regulă călătoresc cu soția mea, de data aceasta n-am putut să venim împreună, pentru că așa cum v-am spus, în ultima lună ni s-au născut 3 nepoți, este acolo învălmășită cu ajutorul cu nepoții și săptămâna viitoare, duminica viitoare, vom fi în Irlanda la o nuntă, un fel de obligație de familie, și nu putem foarte mult să plecăm împreună, că acum așa este situația, dar de regulă soția mea vine cu mine, iubesc orchestra pentru că Luminița a cântat în orchestră. Și voi să cântați în orchestră și să cântați cu credincioșie, că Domnul vă binecuvântează și când vă căsătoriți. Și cred asta din toată inima, lăudați să fie Domnul. Când și-a dat seama fetița aceea despre realitatea din viața stăpânului ei, n-am mai citit în această seară, din chestiune de timp și nu vreau să cunoașteți majoritatea cuvântului Dumnezeu, a oftat și a spus, of, dacă stăpânul meu ar fi în țara noastră, acolo este un om al lui Dumnezeu și omul lui Dumnezeu l-ar vindeca de lepra lui. Și oameni buni, când este vorba de nenorocire, de boală, oamenii n-au limite, se agață de orice. Locuiesc într-un oraș universitar, în orașul Cluj, de 18 ani, împreună cu familia mea. Păstoresc o biserică de câteva sute de membri, prin harul lui Dumnezeu, și văd câte bilete și câți oameni de la oncologie, de la Institutul Inimii, de la neurochirurgie, câți oameni apelează în momente critice, în momente de mare limită la rugăciunile bisericilor. Se agață oamenii de orice. Doar vreau să mai trăiască. Când a aflat generalul acesta, ministrul acesta al apărării, că există o soluție undeva în Samaria, că acolo ar putea ceva să-l vindece, Biblia ne spune, a acționat. Și imaginați-vă, traseul n-a fost mic. N-avea nici Mercedes, n-avea nici posibilitățile de acum. S-a deplasat cu carul, s-a deplasat cu condițiile care le-a avut atunci, a ajuns până la omul lui Dumnezeu, a ajuns în fața casei omului lui Dumnezeu. A primit mesajul vindecării. Și mă așteptam să sară jos din car, să fugă la Iordan, să fie vindecat. Biblia spune, când a primit mesajul, du-te la Iordan, scaldă-te de 7 ori și vei fi vindecat, știți ce a făcut? Vă aduceți aminte? S-a mâniat și a plecat. Și cuvântul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă în această seară, vreau să-l pun sub titlul acesta. Pasibil să moară de lângă șansa salvării.
pasibil să moară de lângă șansa salvării. Șansa salvării era lângă el. A călătorit, a venit de departe, a luat aur, a luat argint, a luat haine de schimb, a venit cu valori ca să fie vindecat. Și când a primit șansa salvării, s-a mâniat și a plecat. Cum e posibil, oameni buni, să primești șansa salvării și să o ignori? Cum e posibil așa ceva? Într-o noapte târzie, un bătrân a bătut la niște porți închise, zăvorâte probabil, și când a intrat în casă gâfăind, acolo erau ginerii, erau fetele lui, probabil nepoții, probabil i-a trezit din somn, i-a cuprins pe toți și a zis: dragii tati, în casa mea sunt niște trimiși al lui Dumnezeu. Și trimiși aceștia lui Dumnezeu mi-au spus că mâine dimineață, când răsar zorile, din cer de la Dumnezeu vine foc și pucioasă și tot ce este aici în câmpie va fi nimicit. Tot! Tot ce are viață va fi nimicit. Și am citit în cuvântul lui Dumnezeu și veți citi în capitolul 19 din Geneza, ginerii lui credeau că glumește. Oameni buni, noi nu suntem aici să îndeplinim un formalism religios. Aici este puterea lui Dumnezeu. Aici operează sângele lui Iisus Hristos. Aici este biserica Dumnezeului celui viu și aici este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu de la Rusalii. Și toți care credem spunem: lăudați să fie Dumnezeul nostru. Lăudați să fie Dumnezeul nostru. Să fii în fața soluției salvării și să o ignori. Și să o neglijezi și să fii pasibil să mori când tu poți să fii salvat. Cum a ajuns la această concluzie? Cum a ajuns în acest pericol, acest mare om, acest general de oști? Cum a reușit ca să plece mânios din fața soluției divine, din fața soluției lui Dumnezeu? În primul rând, pentru că bărbatul acesta a vrut să-și rezolve problema pe plan instituțional. Biblia ne spune, s-a dus la împăratul, împăratul la rândul lui a scris o scrisoare împăratului lui Israel, o scrisoare care glăsuie așa: când vei primi scrisoarea aceasta, să știi că îl trimit pe robul meu, pe colegul meu, pe ministrul meu, să-l vindeci de lepra lui. Și împăratul lui Israel era așa un fel de creștin cum sunt creștinii noștri și cum sunt ăștia care ne conduc în vremea noastră, care știu și cu Biblia și cu alte legi, ridică mâna și pentru Biblie și pentru lucruri care sunt împotriva Bibliei, pe care nu vreau să le amintesc în seara aceasta aici, și sunt și cu lumea și cu Dumnezeu. Și împăratul lui Israel și-a adus aminte el că în Biblie undeva scrie că Dumnezeu omoară și Dumnezeu învie. Atât și-a adus aminte. Și a început să spună: sunt eu Dumnezeu ca să omor și să înviez? Numai că ascultați-mă bine, ce bine ar fi fost dacă împăratul lui Israel știa tot versetul de care și-a adus aminte. Că în versetul de care el și-a adus aminte, Deuteronom capitolul 32, versetul 39, spune așa: eu dau viață și eu omor, zice Dumnezeu, dar Dumnezeu nu numai dă viață și omoară, ci Biblia spune: eu rănesc și tot eu tămăduiesc, slăvit să fie Domnul. Ce bine ar fi fost dacă împăratul lui Israel ar fi știut, oameni buni, că Dumnezeu nu doar omoară și învie, că Dumnezeu îngăduie lepra și Domnul poate să o vindece. Lăudați să fie numele Lui. Nu vă hrăniți cu jumătăți de versete, nu vă hrăniți cu frânturi din Biblie, nu spuneți lucruri doar așa parțiale, ci noi să cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu și mă rog, Doamne, cercetează-ne în vremea aceasta. Oameni buni, poporul lui Dumnezeu moare din necunoștință de cuvântul lui Dumnezeu. Ne mulțumim ca să auzim predici pe internet, ne mulțumim să auzim predici în mașină, ne mulțumim pentru lucruri superficiale și nu ne facem timp pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru rugăciune. Și mă rog în vremea aceasta Dumnezeu să cerceteze biserica.
și Domnul să aibă milă de noi, să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, să nu ne bazăm pe formalisme religioase, să nu ne bazăm pe lucruri superficiale, ci să ne bazăm pe puterea lui Dumnezeu și spunem: Doamne, ajută-ne și dă-ne putere. Slăvit să fie Domnul! Pentru că se plângea Dumnezeu în istoria biblică și în Isaia, în capitolul 29, versetul 13, transmitea Dumnezeu mesajul acesta pe care vreau să vi-l citesc. Mulțumesc că mă ajuți. Domnul zice: când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește. Cum? Cu gura și cu buzele. Și poate niciodată, oameni buni, n-am știut să facem slujbe așa de frumoase. Niciodată n-am fost atât de pregătiți, niciodată n-am fost cu punct și virgulă, și lucrul ăsta nu este rău, dar nu-i suficient. Nu-i suficient. Dumnezeu nu se bucură doar de slujbe religioase, de formalisme, ci Dumnezeu privește la inima mea și la inima dumneavoastră. Și Biblia spune și Domnul se plânge într-un fel: mă cinstește cu gura și cu buzele, dar cu inima lui este departe de mine și frica pe care are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Mă rog pentru cei patru care astăzi intră în apa botezului, Dumnezeu să-i cerceteze. Și ei să fie în această zi nu doar prezenți la un act religios de suprafață, ci inima lor să o dea întreagă Domnului. Ziceți amin? Să ne cerceteze Dumnezeu pe fiecare dintre noi și să fim oameni care să dăm inima întreagă Domnului. Este posibil să te botezi fără să dai inima lui Dumnezeu? E posibil? Da, e posibil. Pentru că Biblia ne spune, și vă doresc să vă aduceți aminte, în capitolul 8 din Fapte, că era un mare predicator, mult mai mare decât mulți dintre noi, un om pe care avea numele Filip, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, și bărbatul acesta predica cuvântul lui Dumnezeu și oameni, așa, în masă, nu 4, nu 10, în masă, samaritenii se întorceau la Domnul, el îi boteza, Domnul vindeca și era o lucrare extraordinară. Și dintre mulții care au venit să se boteze, a venit unul care era mai răsărit așa printre oameni, mai făcea și el anumite mișcări și avea anumite metode, oamenii rămâneau minunați de felul cum el făcea cu cărțile lui, cu ce avea el, și la un moment dat, despre lucrarea lui spunea oamenii că e minune. Și chiar și omul acesta, spune Biblia, a venit și s-a botezat, citesc în cuvântul Domnului și permiteți să vă citesc, omul acesta a venit și s-a botezat, a crezut și a fost botezat de către Filip și nu se mai despărțea de Filip, oameni buni, vă puteți imagina? Chiar și Simon, versetul 13, din Fapte, capitolul 8, a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele care se făceau. Și la un moment dat, frații au decis că nu-i suficient botezul în apă, e nevoie și de botezul cu Duhul Sfânt. Dacă Domnul v-a botezat până acum pe careva cu Duhul Sfânt, spun slăvit să fie Domnul. Dacă încă nu v-a botezat, să nu rămâneți doar la botezul în apă, pentru că botezul cu Duhul Sfânt este o realitate și este o experiență separată. Și pentru toți cei care au nevoie de botezul cu Duhul Sfânt, să spunem: Doamne, lucrează și aprinde-ne cu dorul acesta să fim botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Și samaritenii au primit o vizită, pentru că au fost trimiși apostoli acolo, Petru și Ioan, ca să se roage pentru samariteni și Domnul să se boteze cu Duhul Sfânt. Și când omul acesta a văzut botezatul acesta, convertitul acesta, ăsta care nu de mult fusese în aine albe, au văzut că apostolii se roagă și Domnul botează cu Duhul Sfânt, au zis ce spune Biblia: s-a dus acasă și a adus bani și le-a dat bani apostolilor. Și au zis: dați-mi și mie puterea aceasta, ca peste cine îmi pun mâinile să vină Duhul Sfânt. Și Petru spune: banii tăi să piară împreună cu tine, că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Și atenție, tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Cum e posibil așa ceva? Un convertit, un nou convertit, nu de mult întors la pocăință, intrat în biserică cu flori probabil și cu certificat de botez, să n-aibă inima curată și să fie un om care să fie compromis în interiorul lui. O, Doamne, cercetează-ne! O, Doamne, dă-ne biruință! Recunosc că în viața mea de slujire și eu am botezat mulți care nu s-au pocăit. Frate Simi, tu n-ai făcut-o, Domnul să te binecuvinteze probabil.
Dar eu am botezat mulți care nu s-au pocăit. Și am avut de multe ori la botezuri rezerve să botez pe cineva și când am trecut de fiecare dată peste ceea ce îmi spunea conștiința, am greșit. Țin minte că cu ani în urmă am botezat la Cluj așa botezuri peste 20-30 de persoane, 25, și împreună cu colegul meu, cu Pavel Sădmărean, am avut și el și eu față de două persoane aceeași rezervă. Și atunci nu putem să-i botezăm. Și deși amândoi am înțeles că nu putem să-i botezăm, i-am botezat. Dar ne-am dat seama, oamenii au spus, au încercat, erau doi tineri, au încercat, eu mi-am dat seama că ceva nu-i în regulă, am simțit, poate Duhul Sfânt mi-a spus și am călcat peste asta. Și peste două săptămâni de la botez, eram amândoi în mașină, mașina mea era un Audi 100, era ca un tank din ăla cu motor de 2,5, nu se oprea niciodată, n-am avut probleme cu el. Dom'le, ne-am apropiat în orașul Cluj de o stație de autobuz și culmea, se oprește mașina. Se opri mașina, ca și aia lui Măgărița, lui Bala. S-a oprit efectiv. Și când ne uităm eu cu fratele Pavel, care eram în mașină, pe o bancă, erau tineri aia doi, dumnea ei avea o țigară așa adevărată, după 200 de botez. Și fuma așa puternic și probabil că dumnealui era puțin afumat. Și zic, Pavele, uită-te pe geam. Uită cine e pe bancă. Bă, zice, hai să ne ascundem, măcar să ne vadă. Mă, ei, dacă ne văd sau nu, nu știu dacă e important. Mă, ne vede Dumnezeu. Ne vede Dumnezeu. Oameni buni. Uneori sunt familii care se tulbură că nu vrem să botezăm. Probabil un tânăr din familie. Uneori sunt unii care ne spun că pleacă din biserică, că fac, că drec, că în sfârșit. Dar nu știți ce responsabilitate și ce greutate este în inima slujitorilor când trebuie să iau astfel de decizie. Rugați-vă pentru slujitor, Dumnezeu să-i călăuzească și nu numai. Rugați-vă pentru slujitori ca Domnul să-i ajute să facă ce este drept înaintea Domnului. A crezut că se rezolvă problema din punct de vedere instituțional. Nu, oameni buni! Instituțional nu se rezolvă problema și vă spun în această zi cu toată responsabilitatea, chiar dacă sunt în executivul cultului penticostal. Cultul penticostal nu mântuiește pe nimeni. Auziți? Biserica penticostală nu mântuiește pe nimeni. Biserica baptistă nu mântuiește pe nimeni. Biserica catolică nu mântuiește pe nimeni. Biserica ortodoxă nu mântuiește pe nimeni. Preoții și prelații nu mântuiesc pe nimeni. Sub soare există unul singur care mântuiește. Iisus Hristos. Vreți să spunem din toată inima, lăudat să fie Iisus? Lăudat să fie Domnul Iisus? Instituțiile nu mântuiesc. Mântuirea este prin Domnul Iisus Hristos. Și Petru predica în Fapte capitolul 4, versetul 12 și spunea: în nimeni altul nu este mântuire, că nu este dat sub cer un alt nume în care oamenii trebuie să fie mântuiți. Un singur nume, Iisus. Un singur nume, Iisus. Slăvit să fie numele Lui. În al doilea rând vreau să spun, uitându-mă la experiența acestui general cu numele Naaman, pasibil să plece lepros de lângă soluția salvării, pentru că a așteptat ca vindecarea să se facă într-un mod spectaculos, așa, într-un mod foarte, foarte pompos. Când s-a apropiat cu carul lui de casa lui Elisei și a făcut un scenariu, avea agenda lui. Pentru că, iertați-mă, sunt oameni care vin la pocăință sau vreau să vină cu agenda lor. Eu vreau să vă spun, când veniți să vă pocăiți, lăsați-vă agenda acasă, afară, ardeți o agenda. Și acceptați agenda lui Dumnezeu. Dumnezeu are agenda lui și Dumnezeu are metodele lui. Când voi ajunge acolo, s-o gândi el în mintea lui, nici nu mai văzut ăia din Samaria așa car și nici nu văzut. Era un car rezidențial, chiar dacă era car. Când voi ajunge acolo, cu siguranță vor ieși oamenii pe stradă, se vor aduna oameni așa ca la circ.
Când Dumnezeu spune la Elisei că am apărut, dar poate mă va aștepta la poartă, dar mă rog, dacă nu mă așteaptă. Îi se va spune că am apărut eu, că am ajuns. Când va primi vestea asta, va veni el afară. Se va urca la mine în car, după ce mă va saluta, excelența voastră, bine ați ajuns. Aș putea să mă urc în car lângă dumneavoastră? Și voi spune, da, vino lângă mine. Mă va întreba unde doare mai tare. Și voi spune, durerea aici, durerea aici. Va face o rugăciune cum nu s-o mai auzit în Samaria. Așa, va fi o, ceva extraordinar. Va chema numele Dumnezeului lui, mă va vindeca. Eu voi plăti, voi da aur, voi da bani, voi da argint, voi da ceea ce am adus, eu voi pleca vindecat și el va rămâne acasă. Asta a fost agenda lui. S-a întâmplat ceva din tot ce-o crezut? Ha? S-a întâmplat? Mă, nici nu-l înțeleg pe Elisei ăsta. Serios, nu-l înțeleg. Păi dacă aș fi anunțat mâine că ministrul nu știu care vine la mine la Cluj și mă vizitează pe mine acasă, păi strada noastră încă nu e asfaltată, nu știu ce aș face. Aș face tot ce aș ști, cu toate intervențiile mele, să bucata aia de stradă să fie asfaltă. Bă, vine minunat, păi dacă ar veni președintele Iohannis, ai de mine. Mai ales că e și sas. Păi da, și sas în istorie, bă, îți dai seama pe bunicul vostru ăsta, ar zice oamenii spre nepoții, ăsta l-a vizitat președintele României. Auzi, veni la el, mă. Păi ce pregătiri n-aș face eu? Dar nici un mobil aș schimba-o și nu vă mai spun cum aș îmbrăca copiii, dar nici nu aș lăsa pe ăștia mii să facă gălăgie. Dom'le, aș face o... ar fi extraordinar. Vinere. Elisei, nu, dom'le, ăsta nici măcar n-avea telefon, n-avea e-mail, nu avea cine să-l anunțe că vezi că vine. O părut la ușă. Poate Elisei citea în Biblie, nu îl deranja, dom'le, nu avea 3 telefoane ca și unii. Noi nu avem 3 telefoane, dar avem telefon cu 3 cartele. Da, și mai văd și eu câte o soră numai că țâșnește din biserică, am impresia că i s-o făcut rău. Mă, ce s-a întâmplat? Zice, eu sunat telefonul. Ocupați! Ocupați de n-ai văzut, domnule, nu mai poți povesti, nu mai poți saluta pe nimeni, toată lumea ocupă. Elisei probabil nu și-o citit Biblia în ziua, era la părtășie cu Tora, cu Domnul. Poate era la rugăciune. Și-o venit unii dintre slujitori și-o zis, a apărut la poartă ministru apărării din Siria, generalul ăla, Naaman. Du-te și spune la Naaman să se ducă la Iordan, să se arunce în apă de 7 ori și va fi vindecat. Păi așa se rezolvă problema? Așa se rezolvă problema? Păi au vrut altceva. Eu am crezut că ceva mai grandios, ceva mai spectaculos, ceva mai deosebit. Oameni buni, metodele lui Dumnezeu sunt metode simple. Metodele lui Dumnezeu sunt metode nebăgate în seamă. Metodele lui Dumnezeu sunt metode disprețuite. Și toți care credeți să spuneți, lăudați să fie Domnul. 1 Corinteni, capitolul 1, spunea omul lui Dumnezeu și transmitea mesajul acesta despre modul cum lucrează Dumnezeu. Sigur că nu îl înțelegem, nici măcar nu suntem de acord foarte mulți dintre noi. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 27. Vă citesc doar versetul 28. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice. Josnice. Păi cum, Doamne? Tu care ai posibilitatea să le alegi pe cele mai înalte, pe cele mai sus, pe cele mai relevante, Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să le nimicească pe cele ce sunt. Măriți să fie Domnul! Asta e metoda lui Dumnezeu. Metode disprețuite, oameni buni. Și când Isaia îl vede pe Domnul Iisus Hristos înainte cu 750 de ani aproximativ, în capitolul 53, și când transmite profeția aceea despre Mântuitorul lumii, auziți ce spune? Versetul 3. Disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Nu puteai să-l vezi cum arăta. Era bătut, era zdrobit, avea o față schimonosită, nu puteai să-l privești în față. Și el făurea mântuirea mea.
El făurea mântuirea voastră, El făurea mântuirea întregii lumi în disprețul Lui. Slăvit să fie Domnul! Pedeapsa care dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Vreți să spunem încă o dată, lăudat să fie Iisus? Lăudat să fie Domnul Iisus! Oameni buni, metodele lui Dumnezeu sunt simple, metodele lui Dumnezeu sunt disprețuite, metodele lui Dumnezeu sunt nebăgate în seamă. Nu așteptați lucruri pompoase. Să mă duc eu la pocăit să fac o scaldă, o baie publică, ca să mi se ierte păcatele? Chiar mi-a spus ceva, domnule, pe mine să nu mă botezați în vană. De ce? Așa de multe păcate am, de toate vi se înfundă, zice. Și canalizările și tot. Pe mine duceți-mă într-o apă curgătoare să mă botez acolo, că am foarte multe păcate. 1 Petru, capitolul 3, versetul 21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește pe voi, și anume botezul care nu este o spălare de întinăciune trupești, ci este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Lăudat să fie Domnul! Apa nu spală păcatele. Astăzi nu-i băgăm pe cei patru în apă ca să li se șteargă păcatele. Păcatele le-a spălat jertfa lui Iisus Hristos. Păcatele le-a spălat sângele lui Iisus Hristos. Și mulțumim lui Dumnezeu. Și dacă ai nevoie de iertarea păcatelor, Domnul este prezent în adunare. Dacă ești un fiu risipitor, Domnul este prezent în adunare. Dacă te-ai depărtat de la harul lui Dumnezeu, Domnul este prezent în adunare. Seara aceasta este seara iertării, este seara eliberării, este seara biruinței. Și mă rog, Doamne, lucrează. Mărit să fie Domnul! Pasibil să moară lepros de lângă soluția salvării, în al treilea rând, invocând alternative la lucrarea lui Dumnezeu. Am fost de două ori în Israel și de două ori, prin harul Domnului, am vizitat și Iordanul. Și într-adevăr, Iordanul este un loc și o apă mlăștinoasă, una care spală malurile aproape tot timpul anului și este mereu tulbure. Și avea dreptate când spunea acest om că Abana și Parpar sunt mult mai curate decât Iordanul. N-avem noi apele noastre, n-avem noi alternativele noastre, n-avem noi variantele noastre, n-avem noi soluțiile noastre. Nu puteam eu acolo să mă duc să mă spăl și să fiu curat? Știți care e răspunsul? Nu aveți. Nu avem. Spuneam și azi dimineață, la original nu există alternative. Nu imitați originalul. Originalul este în cuvântul lui Dumnezeu. Originalul este unul singur. Slăvit să fie Domnul. Fiul lui Dumnezeu a venit la Iordan să fie botezat, nu că avea păcate, nici să mărturisească credința lui, ci acolo a mărturisit Dumnezeu. Dar Fiul lui Dumnezeu a lăsat prin acesta un mesaj că toți oamenii trebuie să treacă pe la apa botezului dacă interesează mântuirea. Și a transmis mesajul acesta: duceți-vă în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, nu o spun eu, o spune Biblia, va fi osândit. Crezi? Crezi? Crezi în Dumnezeu? Crezi că Dumnezeu este Tatăl nostru și este suveranul Universului? Crezi în jertfa lui Iisus Hristos? Crezi că Hristos a murit și a înviat și este viu la dreapta lui Dumnezeu și în această zi prin Duhul Sfânt este prezent la Emanuel? Crezi că Duhul Sfânt este o realitate și este Cel care zidește biserica lui Iisus Hristos și o pregătește pentru ziua glorioasă a revenirii în slavă a Marelui nostru Mântuitor? Crezi? Ai fost la apa botezului? Ai intrat în apa botezului? Ai mărturisit tu credința aceasta? Pentru că credința fără fapte este moartă.
Și credința adevărată te duce la apa botezului. Și credința adevărată îți dă putere să faci lucrul acesta. Nu-i simplu, oameni buni, nu-i simplu. N-a fost simplu niciodată să te pocăiești, n-a fost niciodată simplu să te botezi, n-a fost niciodată simplu să te întorci la Dumnezeu. Dar cel care dă putere este Domnul. Dar cel care te întărește este Domnul. Dar cel care dă biruință este Domnul. Și în această zi, mă rog, Dumnezeule, dă harul tău. Este nevoie, oameni buni, ca să ai garanția mântuirii să vii la apa botezului. Este nevoie ca să ai garanția mântuirii să închei legământ cu Domnul. Este nevoie la apa botezului să stai înaintea lui Dumnezeu și să scrie numele în cartea vieții. Astăzi să scriu numele în cartea vieții. Se spunea, astăzi este sărbătoare în cer, oameni buni. Și eu cred din toată inima că numele celor patru vor fi scris, va fi scris în cartea vieții. Lăudat să fie Domnul și într-o zi se va deschide cartea vieții. Și nu-i mult. Și iertați-mă, știți ce spune Biblia? Oricine nu va fi scris în cartea vieții, va fi aruncat în iazul cu foc. Oameni buni, de momentul acesta poate să depindă mântuirea dumneavoastră, poate să depindă veșnicia dumneavoastră, poate să depindă viitorul dumneavoastră. De felul cum vei putea să iei decizie în această zi, poate sunt fii risipitori aici, eu nu vă știu, dar Domnul este prezent în adunare, dar Duhul Sfânt vă cercetează, poate sunt unii pentru care se roagă mama, se roagă tata, se roagă soțul, soția, fie ca Duhul Sfânt în această zi să-ți dea putere și Domnul să-ți facă stropirea cu sângele Lui și decizia din această seară să fie decizie în a sluji pe Dumnezeu. Nu te rezema pe alternative. Nu fi mulțumit că, eu știu, cineva a mărturisit pentru tine, că preotul, că nănașa, că nănașul, că un botez pe care tu nu-l poți recunoaște și nu-ți amintești de el. Nu, nu te baza pe asta. Fii gata să faci o lucrare sfântă după cuvântul lui Dumnezeu. Și mă rog, Doamne, dă biruință. Și citeam și azi dimineață și citești acum Roman capitolul 10, versetul 9 și 10, unde Apostolul Pavel transmitea mesajul acesta și spunea: dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și următorul verset spune că și prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Măriți să fie Domnul. Cine trebuie să mărturisească? Tu trebuie să mărturisești. În cunoștință de cauză, dumneata trebuie să mărturisești. Și noi trebuie să mărturisim. N-a fost odată, de multe ori, am fost chemat la patul unor muribund să-i botez. La Cluj. Și primul lucru care îl întrebem, este conștient? Nu. Nu-i putem boteza. Dar frate, înainte să intre în comă, înainte să intre în situația asta, a fost conștient și a spus că vrea. Nu putem face asta. Putem face asta dacă omul este în deplină cunoștință, dacă omul poate să răspundă la întrebări și dacă omul își asumă ceea ce face înaintea lui Dumnezeu. De aceea, nu te baza pe alternative. Nu te baza că cineva va mărturisi pentru tine. Nu te baza că cineva se va ruga pentru tine. Nu te baza că cineva va face pentru tine. Ci cât trăiești în viața aceasta, să-ți dea Dumnezeu putere să rezolvi problema cu Dumnezeu. Voi ați făcut-o. Dar să nu o faceți de formă. Faceți-o din toată inima. Căci dacă este cineva în Hristos, 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, este o făptură nouă. Cele vechi, toate lucrurile s-au făcut noi. Citeam despre un om care după Revoluție, undeva într-un sat, s-a privatizat. Era în capătul satului, în capătul unei străzi și și-a cumpărat animale și avea omul vreo 50-60 de animale. Pentru cei care n-ați locuit la țară, nu știți ce înseamnă asta, eu am locuit la țară. Deci să ai undeva un vecin, să aibă 50-60 de vaci, asta nu poate fi o mai mare nenorocire. Cum nu era asfalt pe stradă, pe acolo, numai mizeria pe care o făceau vacile alea. Și în fiecare dimineață, înjurături și strigări și omul rău de gură și nervos și aducea vacile și seara le aducea înapoi. Și un circ așa pe stradă, oamenii s-au îngrozit, oameni! Și se spunea în povestirea aceea că în satul acela s-a făcut evangelizare.
Și la una dintre seri s-a dus și bărbatul acesta, l-a cercetat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și s-a hotărât să se pocăiască. Și a doua zi dimineața, au ieșit animalele, dar pe stradă, liniște. Nici o înjurătură, nici o strigăt, nici o urlătură, nici o ceartă. Au venit animalele înapoi, liniște. Trecut o zi, două, vecinii au început să se întrebe, mă, s-a îmbolnăvit vecinul? Și ce v-au îndrăznit să o întrebe pe vecina? Ce s-a întâmplat? I-a plecat vecinul de acasă? Nu. E la spital cumva? Nu. S-a întâmplat ceva? Nu. Dar ce s-a întâmplat? S-a dus la pocăiți. Și s-a hotărât să se pocăiască. Și pentru că s-a hotărât să se pocăiască, și-a schimbat viața. Cine face asta? Dumnezeu. Suntem în același sat cu Gabi. El e dintr-un sat vecin, Alexandru. La noi la biserică, după Revoluție, făceam evanghelizare. Veneau așa către 60-70 de prieteni într-o seară la evanghelizare. În ultima seară de evanghelizare, când am făcut o săptămână, făceam de duminică până duminică, nu s-o obosea nimeni, acum ne obosim cu 3 seri. Nu știu cum e la voi, dar la noi 3 seri deja toată lumea e obosit. O săptămână, 8 seri făceam și nimeni nu era, era sărbătoare în sat, era, ne luam liber de la servicii care lucram, era extraordinar. Și la un sfârșit de evanghelizare, nu făceam chemare, Doamne ferește, cum să faci în sat chemarea asta? Era o nenorocire să chem pe cineva la pocăință. La un sfârșit de evanghelizare, când am făcut ultima rugăciune, conduceam programul, am rupt pe frații așez să stea și surorile să se așeze, ca să le spun ultimele anunțuri, un bărbat a rămas în picioare. Îl cunoșteam, lucrase pe la, prin zona Hunedoara, era de la noi din sat, a fost pe acolo pe la mină ceva electrician, acum era în pensie, s-a întors acasă cu soția lui, oameni peste 65 de ani, dar dumnealui era bun meseriaș, după Revoluție toată lumea își tencuia, își rezolva, dumnealui era bun meseriaș, tencuia, zidea, nu știu dacă nu le-a lucrat și pe la Sandu sau cu Sandu, cu Alexandru, dar dumnealui ca să poată să stea pe schelă, trebuia să bea cam 700 de grame din ăla îndulcit. Undeva în colțul gurii tot timpul avea o țigară. Cred că fuma 2-3 pachete de țigări pe zi. Și am văzut că a rămas în picioare. Am crezut că e cu capsa pusă. Și am zis, nu m-au băgat în seamă. Când m-am uitat mai atent, în partea asta erau surorile, am văzut și pe soția lui mai în spate, o femeie mai scundă, tante Ana, și au rămas în picioare. Omul s-a întors așa spre biserică, stătea aproape spre mijloc, a ridicat o mână sus și a zis, oameni buni, din seara asta, eu și Ana ne-am hotărât să ne pocăim. Dacă dumneavoastră credeți că e luni astăzi, și eu am crezut că ei să pocăiesc. Și am zis, vreți să vă pocăiți? Da. Să veniți joi seara la adunare, adunare liberă. Că joi seara la țară veneau 10-12, că oamenii erau ocupați. Și au plecat. Joi seara, cu tante Ana de mână, o vin la adunare. Duminica viitoare, cu tante Ana de mână, o vine la adunare. Atunci nu eram așa plecat ca și acum, eram pe acolo, pe aproape, mai printre oi, acum azi mai departe. Și așa au venit vreo 3 luni la adunare. Joi, duminică dimineața, duminică seara. La un moment dat, i-am oprit cu frații care erau cu mine acolo în conducere, i-am oprit acolo pe primul scaun, pe primele bănci și am zis, ce faceți, ce căutați? Cum deveniți la adunare? Eram ca Roda care l-a văzut pe Petru. Numai nu puteam să cred. Păi zice, ne-am hotărât să ne pocăim. Serios? Păi zice, cum vă pocăiți? Că dumneavoastră, eu mai vorbisem cu dumneavoastră de multe ori, dumneata, frate David, știi, cu alcoolul, apoi cu țigara. Și-o zis, frate Vasilic, înainte să mă ridic în picioare în seara aia, eu am fost și seara înainte la evanghelizare. M-a cercetat Duhul lui Dumnezeu. M-am dus acasă, toată noaptea n-am dormit deloc. Undeva după miezul nopții, soția mea are o coxatroză, se mai ridică să se mai plimbe prin casă și-o dat seama că nu dorm. Și-o zis, David, nu dorm? Nu dorm. Dar ce problemă? Am o mare frământare. Mă, David, ce frământare ai? Datorii nu avem, bolnavi nu suntem, copiii nu ni-s bolnavi. Ce probleme ai? Și David a zis, Ana, eu aseară
am simțit ceva special la biserică și m-am hotărât să mă pocăiesc. Femeia a prins becul, s-a pus pe marginea patului și a zis: David, ai nebunit de tot. No, numai asta n-ai mai făcut-o. Păi cum să te pocăiești, mă, omule? Tu ca să poți să stai pe schelă, să lucri toate satele astea din jur, știu, tu bei câteva sute de grame, sigur, îndulcit. Tu fumezi 2-3 pachete de țigări pe zi, ca să te trimit după țigări sau după pâine, tu vii biat, vii și fără țigări și fără... Nu te... Eu ți-aduc cu plasa țigările. Toată lumea știe cine ești tu și ce viață ai tu, cum să te pocăiești? Și-o zis David: Ana, dacă nu mă pocăiesc, eu mor. Eu dacă trăiesc până mâine seară, mă duc la pocăit și le spun: din seara asta, eu mă întorc la Dumnezeu și mă pocăiesc. Și femeia a zis: dacă tu te pocăiești, și eu mă pocăiesc. Și a zis: no, bine, acum am înțeles că vă pocăiți, dar spuneți-mi cum ați făcut cu alcoolul, cum ați făcut cu țigările, ați tot redus, pe unde sunteți, mai fumați 10 pe zi, 10 țigări, 15, a luat cu bombonele, cum faceți? Și a zis: frate Vasilică, nu mă crede nimeni. Din seara aia pe mine Domnul m-a vindecat. Eu nu mai am nici sucă de băutură, nici sucă de țigară, nici sucă de sudalmă, Domnul m-a vindecat. I-am botezat pe amândoi. Au mai trăit peste 20 de ani, undeva până spre 80 și ceva de ani amândoi. Am fost la mormântarea la amândoi pe rând și amândoi mă așteaptă în cer și mă voi întâlni cu ei în cer. Cine face asta? Dar nu este alternativă, una singură. Pocăința. Pocăința. Când cei 3.000 de oameni au fost confruntați cu Evanghelia, și iertați-mă, frați predicatori, Petru nu a fost elegant cu ei. Petru le-a predicat ca să le placă, ci le-a spus: voi l-ați omorât pe Hristos, voi sunteți niște criminali. Și când le-a transmis mesajul acesta: voi ați păcătuit, voi, s-a prăbușit și a spus: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos și apoi veți primi darul Duhului Sfânt, lăudat să fie Domnul. Și în ziua aceea, oameni străpunși în inimă, au fost aproape 3.000 de suflete care s-au botezat și care s-au întors la Domnul. Cine face asta? Originalul, Evanghelia, Iisus Hristos. Și în această seară la Emanuel este prezent același Iisus Hristos. Și în această seară aici în biserică este prezent același Iisus Hristos. Și Hristos cercetează biserica și Hristos te cercetează pe tine. Și mă rog în seara aceasta să rupă legăturile străine, să te elibereze, să renunți la lucruri care sunt contrafăcute, să renunți la alternative, să te întorci la original, să te prăbușești în fața crucii lui Hristos și Dumnezeu să-ți dea biruință. Și biserica Domnului: amin, Doamne, lucrează. Pasibil să moară lepros de lângă soluția salvării, dar sensibil la insistență. Dom'le, somâniașul a plecat. Ăștia, slujitorii care au fost cu el pe drum, care au văzut cât o venit de departe, s-au apropiat de el. Și parcă îi văd: părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut mai mult aur, nu era problemă. Mai mult argint, nu era problemă. Mai mult haine, nu era problemă. Ți-a cerut un lucru simplu. Un act al credinței. Scaldă-te și vei fi curat. Scaldă-te și vei fi curat. Frați și surori, nu renunțați la insistență. Slujitori al lui Dumnezeu, nu renunțați la insistență. Dumnezeu ascultă rugăciunile. Și Dumnezeu îi mântuiește pe cei pentru care ne rugăm. M-auziți? Domnul m-a îngăduit împreună cu soția mea să beau și paharul acesta. Dar înaintea mea l-a băut mama paharul acesta și tatăl meu. Când eu și frații mei mai mari am început să nu mai mergem la adunare, deși acolo crescusem, deși de mici am fost duși la biserică și am început să mergem pe alte drumuri. Și în fiecare duminică dimineața, mama, cu un călcător din ăla cu jar,
Nu știu câți vă mai amintiți de așa ceva. Tare mulți nu, dar unii da. Ne călca hainele. Cum erau ele? Și ziceau, dragii mami, v-am pregătit hainele. Și păpuci ni făcea mama. Ni spăla, ni aranja să mergeți la adunare. Și noi nu vrem să mergem la adunare. Și era o rușine pentru părinții noștri. Și mama îmi spunea, dragul mami, când vei ajunge mare și dacă te va îngădui Dumnezeu să ai familie, să ai copii, o să mă înțelegi atunci. Și când am ajuns mare și am băut paharul acesta și unul dintre fiii noștri a luat o razna și păstor fiind și om cu Biblia în mână și predicator, a fost așa de greu. Dar astăzi pot să ridicam în două mâini sus să spun, Dumnezeul meu trăiește. Dumnezeul meu ascultă rugăciunile. Dumnezeul nostru lucrează. Într-o zi, venisem de la terenul de fotbal, n-am fost mare fotbalist niciodată, dar mă jucasem cu tinerii de vârsta mea și pe drum spre casă am întâlnit niște tineri care mergeau la rugăciune. La noi în sat, pe vremea aceea se făcea rugăciune la fratele Cojocaru. Știi tu bine, și Gabi. M-am luat cu povestea cu ei, unii mi-au fost colegi de clasă, alții mi-au fost colegi de navetă și fără să-mi dau seama, am trecut pe lângă casa noastră și am ajuns în fața casei de rugăciune la fratele Cojocaru. Era în anul 1985. Și cineva din grup a îndrăznit și a zis, mă, Vasilică, hai cu noi! Ce să fac? N-am mai fost la adunare de mult timp, vreo 6 ani am trăit în zona Timișoara, acolo m-am dezvoltat, acolo n-am avut biserică, departe de Dumnezeu. Ce să fac acolo la rugăciune? Nu mai știam să cânt, nu mă rugasem de mult. Și la insistența lor, cumva, am intrat. Și am zis, băi, eu vin, dar stau puțin, stau la ușă și în momentul în care eu cred că plec, plec. Și am intrat înăuntru. Erau acolo 2 camere arhipline. Vă amintiți cum era la fratele Cojocaru la rugăciune? Voi care ați fost? Frați din Crainimă, din Măgheruș, din Țigău, de nu știu de pe unde, din prin Bistrița. Tineri. S-au adunat să se roage. M-am pus la ușă, era un tamburel acolo, mi-a dat un tamburel, așa un scaun din ăla pătrat de lemn. S-au citit cineva ceva din Biblie, s-au cântat vreo 2 cântări și ne-am pus la rugăciune. Acum eu nu m-am rugat, mi-am pus așa degetele, mă uitam, băi, cum se roagă. Ăștia se rugau de adevărat, ăștia n-aveau treabă. Nu erau telefoane mobile, nu erau alte activități. S-o rugau. Și dintr-o dată, din camera cealaltă, imaginați-vă că erau 2 camere, era o ușă, și din colțul celălalt nu mă vedea, era dincolo de perete, un bărbat, un frate care era îngrijitor la vacile CAP-ului în vremea aceea, fratele Gusti Bătășan. Transmite un mesaj profetic din partea lui Dumnezeu. Când bărbatul acela a început să vorbească, am simțit un fior din creștet până în vârful degetului la picioare, am crezut că mă desfac, m-am prins de tamburelul acela, m-am speriat, am închis ochii, am început să tremur și am început să plâng. Și Domnul a transmis un mesaj și a spus, așa vorbește Domnul tânărului care te-am adus în seara aceasta aici. Am un mare plan de lucrare pentru tine. Vreau să te fac un slujitor în casa mea, încât toată zona aceasta o să știe că tu ești slujitorul meu. Tatăl meu n-a fost niciodată într-un comitet al bisericii, tatăl meu n-a fost predicator, tatăl meu l-am auzit de 2-3 ori în viața lui spunând 3 cuvinte de la amvon, din familia tatălui meu nimeni pocăit, din familia mamei mele nimeni pocăit și Dumnezeu spune că are un plan cu mine și că Dumnezeu vrea să mă facă un slujitor în casa lui. Și mi-a spus Domnul ce face diavolul cu mine, au fost mai multe cuvinte dacă nu mă pocăiesc, dacă nu mă întorc la el, dar asta e seara deciziei, a spus Domnul. Când s-a terminat lucrarea, m-am liniștit, am deschis ochii, era acel tamburel plin de lacrimile mele, oamenii se rugau, mă, m-am făcut de minune, mâie, tot satul va ști că nu-i sat mare, că am venit aici la pocăiți, m-am făcut de râs, ce să fac? Și am pus mâna pe clanță să plec. Și-a venit un gând și-a zis, mă, dacă tot ai venit, am zis, stai până să gata rugăciunea. Și-am stat până s-a terminat rugăciunea și s-a ridicat fratele Bătășan și el îi pleca la Domnul. Și-a zis, am avut o vedenie. Lângă ușă este un tânăr, el nu mă vedea. Pentru el a fost lucrarea Dumnezeu
îl cheamă la pocăință în seara aceasta, că are Dumnezeu un mare plan de lucrare pentru el. Am stat până s-o termina rugăciunea, grădina noastră dădea în grădina fratelui Cojocaru, eu nu m-am mai dus cu ei pe drum, mi-era și rușine să dau față cu ceilalți. Am luat-o peste mălăini, așa era în luna mai la sfârșit, porumbul era așa mare, am zburat peste rândurile de pe unei grădina voastră, pe acolo, capătul grădinii voastre. Pe acolo am zburam, am ajuns acasă, dormeam cu frații mei mai mari în aceeași cameră, m-am pus în genunchi, nu știu, o oră, două, trei, m-am rugat, am plâns, a fost noaptea întoarcerii mele, a fost noaptea deciziei. De atunci, din a doua zi, am transmis mesajul, m-am întors la Dumnezeu, mă pocăiesc și slujesc pe Domnul. Și de atunci Dumnezeu m-a ținut de mână și tot ce a promis în viața mea Dumnezeu a făcut. Știți de ce? Că Dumnezeu trăiește. Că Dumnezeu este viu. De aceea vă chem, renunțați la forme, renunțați la sisteme și întoarceți-vă la Domnul din toată inima. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie în biserica Domnului tot mai mulți slujitori care insistă. O insistat mama pentru noi și Dumnezeu ne-a mântuit. Am insistat pentru copiii mei și Dumnezeu i-a mântuit. Au insistat părinți pentru copii și Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și dacă până astăzi încă nu s-au rezolvat toate lucrurile, Domnul continuă să lucreze. Știți de ce? Că cerul nu-l vrem fără ai noștri, nu-l vrem! Și spunem lui Dumnezeu ca și Moise, nici o unghie nu vrem să rămână în Egiptul lumea acestea, că vrem cu ai noștri să fim în împărăția lui Dumnezeu. Și vreau pentru toate familiile, Doamne, mântuiește! Și Doamne, rupe legăturile străine! Și Doamne, întoarce fiii risipitori acasă! Și Doamne, dă harul Tău! Lăudat să fie Domnul! Pasibil să moară de lepre lângă soluția salvării, transformat de lucrarea sfântă a lui Dumnezeu. Nu a fost simplu pentru un general să se dezbrace, să-i vadă toți rănile, toți slujitori, să-l vadă, probabil era sfâșiat de boala aceea, era sfâșiat trupul lui de lepra aceea care rupe, care n-are milă. Nu a fost simplu să se dezbrace. S-a băgat o dată, s-a băgat a doua, s-a băgat a treia oară și când a intrat a șaptea oară, când s-a ridicat, Biblia spune, carnea lui s-a făcut ca a unui copilaș și s-a vindecat. Slăviți să fie Domnul! Nu mai știți unde este transformarea? Când s-a văzut vindecat, nu mai aștepta să iasă Elisei afară. Biblia spune, s-a dus, s-a înfățișat în fața omului lui Dumnezeu, a căzut cu fața la pământ și a spus, cunosc acum că nu este alt Dumnezeu decât în Israel. Cunosc acum că nu este alt Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeul adevărat. Ăsta e Dumnezeul cel puternic. Ăsta e Dumnezeul căruia vreau să mă închin. Și transformarea constă într-o viață nouă, într-o trăire nouă, într-o închinare plăcută și într-o viață după voia lui Dumnezeu. Dragilor, aș vrea să se știe de astăzi în cer, pe pământ și în iad, că voi sunteți copii al lui Dumnezeu. Aș vrea să știe iadul că noi suntem slujitori al lui Dumnezeu și că noi suntem biserica lui Iisus Hristos. Când cântăm noi, când ne rugăm noi, când slujim noi, să tremure iadul. Pentru că Hristos este Domnul cel mare, Domnul biruințelor, Hristosul care are toată puterea în cer și pe pământ. Soluția salvării este aici, nu la penticostali, nu la noi, este la Iisus Hristos. Dacă în această zi ești încorsetat de boala numită păcat, pentru care nu este nicio soluție, care te duce spre moarte, spre groapă în fiecare zi. Dacă dincolo de realizările materiale, dincolo de atitudinea socială, dincolo de ceea ce ai sau ceea ce ești, dacă există cancer, dacă există boală, dacă există neputință spirituală, ascultă-mă! Soluția salvării este lângă tine în această seară. Soluția salvării este în adunare în această seară. Soluția salvării este Iisus Hristos în această seară. De ce să pleci? De la așa o sărbătoare?
Și la noapte sau mâine, printr-un moment neașteptat, ca și mulți alții, să pleci din lumea aceasta și să regreți o veșnicie despărțit de Domnul, când ai soluția salvării aici lângă tine. Când îl ai pe Iisus Hristos, care a plătit totul, l-a costat pe Dumnezeu, a acceptat Dumnezeu să moară Fiul lui pe cruce și a abandonat Fiul pe cruce pentru tine și pentru mine. A dat ce a avut mai scump. Și versetul surnorumit de aur al Bibliei spune: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Tu poți să nu pierzi, tu poți să nu pierzi, tu poți să nu pleci în iad, tu poți să pleci salvat în această seară, mântuit în această seară și eliberat. Fie ca Dumnezeu să te binecuvinteze și să se spună despre tine, chiar dacă prinzi ultimul tren, chiar dacă prinzi ultima șansă, chiar dacă sunt ultimele ore din viața ta sau ultima perioadă, nu știm ce va veni. Neamurile se frământă, împărăția se clatină. Oamenii din ce în ce nu mai au soluții și guvernele și oamenii care conduc sau au impresia că conduc lumea aceasta au tot mai multe soluții. Nu știu ce se va întâmpla. Știți ce se va întâmpla? Vine Fiul lui Dumnezeu. Vine Iisus Hristos. Și Duhul și Mireasa zic: vino. Și Biserica Domnului să spună din toată inima: vino, Doamne Iisuse. Dar acum când te-a dus Dumnezeu aici lângă șansa salvării, fii gata să o îmbrățișez. Iisus este lângă tine. Iisus este în adunare. Iisus ți se oferă. Iisus este lângă tine. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20 spune: eu stau la ușă și bat. Zarul este la tine. Ușa s-o deschizi, o poți tu. El nu forțează ușa. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Îți aduce binecuvântare, bucurie, transformarea vieții. Ultima cântare care se cânta spunea: e alegerea ta. E alegerea ta. Viața sau moartea. E alegerea ta. Alege viața. Și viața este Iisus Hristos, care a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Și închei spunând ultimele versuri ale unei cântări veche pe care o cântam și nu se mai cântă. Nu-l lăsa să plece trist. Poate niciodată. Mâna lui la ușa ta. N-are să mai bată. Deschide în această seară, prăbușește-te în fața crucii lui, acceptă soluția salvării și fii un om mântuit cu Domnul și cu aleșii lui. Iar pentru voi, preiubiților, care ați renunțat la plăcerile lumii, la ofertele lumii și tinerețea voastră, ați dat-o în mâna lui Hristos. Vă doresc un drum bun spre împărăția lui Dumnezeu. Fiți oameni de calibru, fiți oameni de nădejde, fiți oameni de viitor pe care Domnul să așeze lucrarea, responsabilitatea lucrării lui, să vă dea Domnul darul spirituale, să vă folosească Dumnezeu și, în mod special, Dumnezeu să vă ducă până în împărăția lui slăvită. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amen.